Într-un an, la numărul de telefon al Poliției Locale Suceava au fost înregistrate 931 de apeluri, iar majoritatea au fost rezolvate sau, după caz, transmise autorităților competente. Viceprimarul Lucian Hașovski a declarat că oamenii sună la Poliția Locală pentru a reclama sau semnala diferite probleme din oraș. Viceprimarul Hașovski a precizat că din această săptămână Poliția Locală Suceava are și pagină de internet. Totodată el a lăudat noua conducere pentru că a adus un management performant la nivelul structurii. Vorbim de un numărul Poliției Locale 0230212192, unde sucevenii sună să reclame sau să semnaleze diferite probleme din municipiul Suceava. Vă pot spune că într-un an de zile au fost 931 de apeluri înregistrate pe această nouă centrală, pe acest robot telefonic, și marea majoritate a acestora, spunem noi, că au fost rezolvate sau au fost transmise autorităților competente. Dacă la început numărul de apeluri era mai mic, ulterior a crescut. Am avut și luni în care am avut peste 100 de apeluri la Poliția Locală. Acest robot telefonic a fost pus în interesul suceavenilor pentru a înregistra aceste sesizări ale lor și pentru a vedea dacă colegii noștri de la Poliția Locală, trebuie spus clar, își fac treaba așa cum trebuie. Trebuie să spun că uitați astăzi la un an distanță, o nouă formă de comunicare a Poliției Locale este în funcțiune. Site-ul Poliției Locale este funcțional, www.polițialocalasuceava.ro, este funcțional începând de ieri. Este un site care este făcut în primul rând ca și prezentarea Poliției Locale, unde avem structura Poliției Locale, avem normele metodologice și legislația, metodologia Poliției Locale, repet, polițialocalasuceava.ro, și cred că în ultima perioadă Poliția Locală și am trebuie, eu trebuie să spun clar că sunt mulțumit de actuala conducere a Poliției Locale, o vedeți și dumneavoastră, o văd și sucevenii mai multă implicare și cred că este un pas spre comunicare. Site-ul, ca și costuri, au avut, așa îmi place mie să spun, costurile, câteodată nu sunt pe placul tuturor, 1700 de lei, care includ găzduire, domeniu, realizare, site și asistență tehnică și mentenanță până la sfârșitul acestui an. Pentru mai multe informații, vă rog să vă adresați directorul Poliției Locale, domnul Ovidiu Doroftei, care, repet, spune eu că a adus un suflu nou la Poliția Locală și vedeți și dumneavoastră, așa cum se întâmplă în momentul de față, Poliția Locală este mai prezentă. Eu am spus-o și o repet, Poliția Locală are atribuții complementare sau câteodată se suprapun cu cele ale Poliției Naționale. E bine să apelăm și la Poliția Națională, dar Poliția Locală, cu acei oameni care îi are, spun eu că își face treaba cu prisosință. Potrivit directorului Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, principalul scop al site-ului este cel de a oferi informații despre istoricul și activitatea acestei structuri. Principalul scop al respectivului site este unul de a suplini nevoia de comunicare către cetățeni, către publicul interesat, pe de o parte, cu privire la tot ce ține de Poliția Locală. Am încercat să fie un site cuprinzător cu toate informațiile legate de această structură, de înființarea, existența, baza legală, competența materială, acolo unde putem sau nu putem interveni, pentru că de multe ori sunt și aceste discuții, ce competență aveți voi, Poliția Locală, de ce mă legitimați, de ce îmi cereți permisul de conducere, de ce mă sancționați, că voi nu aveți. Ei bine, acolo sunt toate aceste competențe materiale pe fiecare serviciu sau birou de specialitate din cadrul Poliției Locale. Sunt datele de contact, atât telefonul pe care îl avem în dispecerat aici, 0230212192, la care răspunde în permanență cineva și unde apelurile sunt înregistrate, unde preluăm de mai bine de un an de zile aproape 1000 de apeluri am avut cu sesizări și la fiecare dintre acestea am răspuns și am verificat în teren, am soluționat acolo unde a fost de competența noastră sau în limita competenței noastre. La fel vom prelua sesizări și pe site, pentru că există și formularul acela de contact foarte rapid, unde îți introduci doar date de identificare și transmiți un mesaj care ajunge la Poliția Locală. Bineînțeles, vom avea și o parte de informare cu campanii curente sau cu campanii cu caracter permanent și cu rezultate ale acțiunilor de prevenire, de control și de sancționare pe care le avem în mod constant. Vom informa cu privire la anumite campanii de prevenire, după care vom informa și cu privire la
numărul contravențiilor constatate și sancțiunilor aplicate.